Meteorologii anunță temperaturi din ce în ce mai scăzute. Potrivit ANM, în următoarea perioadă, vremea va fi mai rece decât cea normală. Sâmbătă și duminică, maximile termice nu vor depăși 20 de grade Celsius, iar minimele vor oscila în jurul valorii de 10 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în sud și sud-est, unde vor fi condiții de ploaie și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va mai avea intensificări, în special în cursul zilei, în Dobrogea, cu viteze mai mari pe litoral și în delta Dunării. București, în weekend, maxima termică nu va trece de 17 grade, iar cea minimă se va situa în jur de 7 grade. Mai scăzută în zona preorășenească. Atenție, începând din această noapte, izolat, mai ales în depresiunile din centrul și din nordul țării, se va forma brumă. În plus, pe arii restrânse, în zonele joase de relief, se va forma ceață. Ambele fenomene meteorologice vor persista în perioada următoare până la venirea iernii. De luni vremea se încălzește. În prima zi a săptămânii cerul va fi variabil, cu unele norări ziua în extremitatea de sud-est, unde vor mai fi condiții de ploaie slabă, iar noaptea în nord-est. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în delta Dunării și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 20 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. Potrivit ANM, în lunile octombrie și noiembrie, temperaturile vor fi sub cele normale. Aceasta în condițiile în care meteorologii anunțau la începutul lunii septembrie că vom avea o vreme mai caldă decât cea obișnuită pentru această perioadă.